Bună ziua, dragi prieteni! Astăzi Chion Livli și azi ne vom juca în Terraria. Acesta este ca un fel de Minecraft, doar că 2D. Doamne, ce-mi place! Uitați-vă și voi ce joacă foarte super! Deci am reușit să fac ceva în această joacă. Ea deja nu se mai găsește gratis. Trebuie să o piratezi. Dar chiar și piratat e foarte greu de găsit. Așa versiunea aceasta. Gen, atât de tare o ador, dacă vreți, dacă doriți această versiune, pur și simplu scrieți-mi în comentarii și fac un videoclip cum să și o instalați. Deci, eu am găsit și iadul și raiul în această lume, deci, practic, știu tot. Acum și ne vom duce în rai, să vă arăt cum stau acolo lucrurile. Asta, muzica asta e din groapa aia. Vine așa o muzică cam ciudată. Gata, s-a reglat totul. Și am ajuns în rai. Deci aici am găsit o casă cu un chest și erau chestii bune în ele. Spre exemplu, cartea asta magică. Sau una a doua căsuță în care chiar am săpat un pic. Aici am de toate. Uite un easter. Hai, du-te, mă, de aici, nu mă nerva. Vino încoace. Eu m-a demenit să ies din rai. Du-te, mă, de aici. Iată, vin și îngerii ăștia care păzesc. Vedeți? Nu chiar îngeri, sunt harpii, dacă știi ce sunt. În fel, se traduc în niște ciudățenii. Hai că i-am dat hit-uri. Deci, după cum vedeți, în dreapta colțul de sus sunt niște stele care se încarcă. Trebuie pe baza lor, deci vom pune asta, că bumerangul, nu știu, scoate și mai mult HP. Unde ești, mă? Vino să-ți dau vreo două. Ok, nu contează. Și, gen, poți construi foarte multe lucruri. Din aur, din lemn, orice. Deci, foarte super joacă. Deci, un tunel subteran am. Deci, acum vom pleca în iad, să vă arăt și iadul, că în Terraria este și iad. Dar trebuie să ne întoarcem înapoi. Așa, cu viteza luminii. Acum vom pleca. Iată pe aici. Să știți că e cam Minecraft, nu veți găsi fix așa dacă vă veți pune joaca același server. Îți faci singur lumea cum dorești, dar aici e mai super că nu poți fi creativ, totul îți faci cu mâna ta. Deci tot ce vedeți eu că am, mi-am făcut cu mâna mea, e foarte greu, dar foarte, foarte interesant. Am săpat foarte mult, cum vedeți toată groapa asta eu am făcut-o și e fain. Deci tot trebuie să ne ducem cât mai jos. O, frate, nu pe aici. Iată pe aici. Deci în curând vom ajunge în iad. În joacă. Da, sunt și capcane care le urăsc. Aici un chest, tot eu l-am deschis. Oh, ăla era un liliac. Da. Dar lasă-mă, mă, în pace, că te omor acum. Aici sunt tot capcane. Mamă, dar ce sunt atât de enervanți. Și atât pe aici, undeva e drumul ăla. Uitați-vă, mă, cum se țin de noi. Ei chiar vor să moară. Dar nu dispar. Eu mor, dar nu dispar. Ne punem așa un pic de viață. Da, pe aici mergem. Cred că pe aici. Drumul e foarte lung, gen. E foarte greu de găsit iadul. Dar mereu este un rai. După cum vedeți, uitați-vă, lavă parcă pe aici. Deja suntem până apropiere. Acum și muzica se va schimba. Vedeți?
Oh my god. Oh my god. Oh, what? What the heck? Ce-s asta? Ah, tu ești, mă. Fuck, am. Mă enervează chestiile astea că toate vin pe mine. Oh my god, ce-am puțină viață. Mă, dar lasă-mă în pace. Mamă, m-a ucis sau nu? Hai că am avut noroc. M-am ucis de munte, de ce e de greu aici în gheață să supraviețești? Ce trebuie să te ferești de tot, zici că ești cel mai puternic și vin toate forțele pe tine numai să te omoare. Eu înainte aveam bombe și le lăsam bombele la ei. Oh my god! Hai că m-au omorât, ăștia nu știu ce-s. Răifăcători, gen. E foarte creepy joaca când te duci în iad. Dar mereu trebuie să fugi de cineva sau să-l omori. Ce e grea, gen, chiar... N-am cuvinte de această joacă, dar e fain, îmi place. Și acesta este Demon Eyes. Nu vreau să traduc la română, pentru că deja cred că știți. Ochiul și Demon, cred că știți. Da. E un joc în care trebuie să ai mult curaj să joci. Eu deja știu aproape pe de rost această hartă. Acum ne vom lupta cu un schelet extraordinar de mare. Uitați-vă. Deci m-am pus la luptă cu un dita mai schelet. Oh my god, what? N-aveam nicio șansă la acel schelet. M-a omorât, nici nu s-a uitat. În urmă măcar. Da, acesta a fost episodul de astăzi. Nu uitați să dați un like, un share, să vă și abonați la canalul meu de YouTube.